două chei sunt atribuite cu un cod PIN înregistrat în unitatea de comandă. LED-ul de defecțiune al motorului se va afunde. Eliberați pedala de accelerație și numărați numărul de clipiri ale luminii de avarie a motorului. Ce să fac când mașina nu recunoaște cheia? Cum se pornește motorul unei mașini care nu mai recunoaște cheia din cauza problemelor cu unitatea de comandă sau cu cheia? În acest videoclip, dacă rămâneți cu mine, o să aflați cum o să puteți porni, pentru că mașina are un sistem care te lasă să o pornești chiar dacă cititorul de cheie nu primește informația de la cheie. Și o să vă lase să porniți în siguranță vehiculul urmând procedura de urgență. Dar înainte de toate, cum fac de obicei, hai să înțelegem sistemul și funcționamentul pentru a putea pricepe de ce avem probleme uneori. Printre diversele probleme care pot compromite pornirea mașinii, una dintre probleme poate fi defecțiunea acestui sistem de citire al cheii. De altfel, aproape toate mașinile de pe piață sunt echipate cu imobilizatoare, un sistem electronic antifurt care se poate conecta cu unitatea de comandă a mașinii și cu motorul de pornire. Imobilizatorul neagă acordul de a porni autovehiculul în cazul în care codul electronic introdus în cheie nu a fost recunoscut. Ce este codul cheii? Codul cheii este un dispozitiv electronic conectat la mașină și conceput pentru a preveni furtul acesteia. Acesta se află în unitatea de comandă printr-un dispozitiv electronic numit transponder, care se activează la fiecare pornire și la deschiderea ușilor vehiculului. Un sistem antifurt capabil să pună în dificultate pe unii hoți de mașini. Nu are nimic de a face cu vechea încuietoare a ușilor mașinii de acum câțiva ani, dacă vă aduceți aminte cum aveam la Dacia. Parcă îmi lipsesc lucrurile simple. Voi ce ziceți? Dar hai să revenim. Dacă unitatea de comandă funcționează perfect și recunoaște codul transponder, permite pornirea motorului. Dar dacă recunoașterea eșuează, vehiculul nu pornește. Și pentru a putea porni mașina, este necesar să se treacă la pornirea de urgență. Asta o să facem în acest videoclip. O să vă arăt cum putem face asta. Cheile cu transponder sunt codificate electronic, cu un cod unic pentru fiecare mașină. Iar realizarea unei duplicate este foarte dificilă. Doar anumite persoane sunt capabile să facă asta. Problema apare dacă funcționarea unității de control este compromisă și nu mai recunoaște cheia. De ce cheia nu este recunoscută? Există mai multe motive pentru care o unitate de control nu mai recunoaște codul cheii. Cea mai frecventă cauză este defectarea transmițătorului. Dar pot apărea și probleme la citirea cheii, cum ar fi interferența electromagnetică sau expunerea excesivă la soare, care i-ar putea modifica funcția de transmitere a codului sau dacă se udă cheia sau există umiditate. Cheia poate fi spartă și din cauza unei coliziuni sau contactul cu lichide poate deteriora grav tehnologia. Și, în acel moment, repornirea mașinii este foarte complicată, deoarece o problemă electronică de acest tip nu este întotdeauna ușor de rezolvat. Dacă transmițătorul este deteriorat, trebuie să recodificați cheia, dar pentru a face acest lucru, veți avea nevoie mai întâi de manualul de utilizare și întreținere al mașinii, cu procedura de pornire de urgență. Veți avea nevoie și de codul PIN, furnizat, atașat la a doua cheie de rezervă. Prin urmare, cheia mașinii nu este un simplu instrument, metalic sau de plastic, ci este o telecomandă căreia trebuie acordată atenție. Nu să o punem în ciolofan cum făceam cu primele telecomenzi de la televizor. Cine a prins acei ani știe despre ce vorbesc. Dar să-i acordăm atenție totuși.
ce trebuie făcut în caz de nerecunoaștere. Verificarea cauzelor unei defecțiuni la pornire nu este niciodată banală, dar dacă cheia nu este recunoscută de unitatea de comandă a mașinii, poți face pornirea de urgență, deși nu este o garanție valabilă fără distinție pentru toate mașinile. Sistemul de aprindere, de fapt, ar putea diferi în funcție de modelele producătorului de mașini. Așa că pentru a înțelege cum să vă comportați, vă sugerăm să consultați manualul de utilizare și întreținere al vehiculului de la pagina Pornire de urgență. Iată cum puteți încerca să porniți mașina în cazul în care cheia nu transmite corect codul către unitatea de control. Aceasta este valabilă cam la majoritatea mașinilor. În momentul achiziției mașinii, două chei sunt atribuite cu un cod PIN, înregistrat în unitatea de comandă, care trebuie introdus manual în cazul în care transmisia cu transponder nu poate funcționa. Dacă cumpărați o mașină la mâna a doua, ar fi bine să întrebați de a doua cheie și de acest cod PIN. A venit momentul să vă explic că prea am lungit-o. Această procedură trebuie efectuată atunci când bordul funcționează. Dacă bordul nu are niciun semnal, atunci când pui contactul nu se aprinde niciun bec, atunci ar putea fi altceva, despre care o să vorbesc în episodul următor. Dar pentru aceasta, introduceți cheia pentru a activa panoul de instrumente. Aprindeți bordul, practic. Apoi, apăsați bine accelerația. LED-ul de defecțiune al motorului se va aprinde timp de aproximativ 8 secunde și apoi se va stinge. Eliberați pedala de accelerație și numărați numărul de clipiri ale luminii de avarie a motorului. Așteptați până când numărul de clipiri este egal cu prima cifră a codului PIN al cheii. Apăsați din nou pedala de accelerație până când LED-ul de defecțiune a motorului se aprinde și rămâne fix timp de 4 secunde. De îndată ce LED-ul de avarie al motorului se stinge, eliberați pedala de accelerație. În acest moment, lampa de defecțiune a motorului va trebui să înceapă să clipească din nou. Și de asemenea, în acest caz, trebuie să numărați numărul de clipiri, care să fie egal cu a doua cifră a codului PIN al cheii. Țineți apăsată pedala de accelerație și procedați în același mod până când completați cele 5 cifre. Când ajungeți la ultima cifră, țineți apăsată pedala de accelerație. LED-ul se va aprinde timp de 4 secunde. Eliberați din nou pedala, veți vedea o clipire rapidă a LED-ului de defecțiune al motorului, care vă indică că procedura a fost finalizată cu succes. În acest moment, puteți roti în continuare cheia pe care, la începutul procedurii, ați întors-o doar parțial, pentru a activa doar tabloul din bord, pentru a activa doar becurile din bord. Dacă procedura de repornire este corectă, mașina ar trebui să pornească. Dacă LED-ul de defecțiune al motorului rămâne aprins și mașina nu pornește, trebuie să repetați operațiunea. Înseamnă că undeva ați greșit și va trebui să repetați din nou. Pornirea de urgență a motorului este temporară, deoarece dacă unitatea de comandă nu recunoaște codul cheii, această procedură lungă va trebui repetată de fiecare dată. Așadar, de îndată ce puteți duce mașina la reprezentanță sau un atelier cu un mecanic profesionist capabil să facă diagnoză și să facă întreținerea diferitelor componente, reparația microcomponentelor electronice trebuie făcută de personal competent, capabil să repare sau să înlocuiască ce este de vină. Dacă punem pe altcineva, putem strica de tot mașina și nu o mai putem porni. De asemenea, poate fi necesar să înlocuiți sau să duplicați cheia. Pentru a duplica cheia, totuși, este necesar să contactați compania mamă a mașinii. Sper că am reușit să vă fiu de ajutor și cu acest videoclip. Nu uitați să vă abonați la canal pentru a putea fi ușor de găsit când veți avea nevoie de mine. Noi o să ne vedem data viitoare cu un nou videoclip. Să auzim numai de bine până data viitoare!